Santorini, Creta, Corfu sau Mykonos. Astea sunt destinațiile la care te gândești atunci când vine vorba de o vacanță în Grecia. Însă există alte zeci de insule despre care nu vorbește nimeni. Iar cea despre care povestim astăzi se află la nici 30 de minute cu feribotul de Mykonos. Aceasta este Tinos. A treia, cea mai mare insulă dintre Ciclade, iar pe lângă grecii care vin adesea aici în pelerinaj sau să-și facă vacanța, nu prea vei găsi alți turiști. Asta deși se mândrește cu peste 60 de sate autentice cu arhitectura specifică Cicladelor. Aproape tot atâtea plaje cu peisaje superbe și apa albastră și cristalină. Dar și o bucătărie locală ce impresionează iubitorii de bunătăți culinare. Așadar, nu putem să nu ne întrebăm. Este Tinos o destinație care nu merită vizitată sau este un hidden gem? Primul contact pe care îl vei avea cu insula este chiar orașul Tinos, pe care îl vei vedea imediat ce pășești jos din feribot, care este singura modalitate prin care poți ajunge aici. La fel ca în majoritatea Cicladelor, acesta este cunoscut de localnici de Cora și e capitala insulei. Pe lângă faptul că aici găsești o mulțime de taverne, cafenele și magazine, este destul de aproape de o mulțime de plaje și este cel mai bun loc în care să stabilești baza dacă nu vrei să închiriezi mașină. Dar fie vorba între noi, dacă nu închiriezi mașină, vii cam degeaba pe insulă și o să vezi mai târziu de ce. Dar pe lângă toate astea, este renumit ca fiind un loc important turistic și religios pentru grecii ortodoxi. În fiecare an, mii de pelerini vin aici cu ocazia adormirii Maicii Domnului, moment în care aceștia parcurg drumul de la port către biserică în genunchi. Pe strada principală care duce către biserică, Megalocori, de care vă menționa și Bianca la început că este parcursă de către pelerini în genunchi, veți găsi de altfel foarte multe magazine cu obiecte religioase și lumânări. Și chiar dacă suvenirurile religioase nu sunt neapărat pe gustul vostru, veți găsi și alte tipuri de magazine de unde să plecați cu o amintire din Tinos. Pe lângă faimoasa biserică, Tinos se mai mândrește și cu o multitudine de străduțe labirintice în stil cicladic, pe care ar trebui să te plimbi și să te lași pierdut, iar dacă vrei să începi de undeva, ar trebui să o faci pe cea mai veche dintre acestea, Evagelistrias, unde vei găsi o fântână de marmură veche din secolul al XVIII-lea, precum și multe galerii de artă. Strada Sforii din Brașov, mic copil pe lângă ce găsim aici. Multitudinea de magazine cu produse colorate, suveniruri și o mulțime de lucruri pe care nici nu cred că ți le imaginezi formează practic o alee ca de piață, dar trebuie să ai mare grijă pe ce pui ochii, pentru că deja am văzut vreo 2-3 gentuțe, vreo 2-3 rochițe și le-aș lua pe toate acasă, doar că nu am loc în bagaj. Singurul lucru care face strada aceasta specială este modalitatea prin care au reușit să îmbine clădirile noi cu cele vechi, păstrând practic din aerul cicladic al orașului. Capătul străzii marchează și vârful orașului Tinos, unde se află biserica Panagia Evangelistria, cel mai important loc de pelerinaj din Grecia, a cărei clădire este construită în stil neoclasic și care impresionează cu vasta sa esplanadă de marmură. Chiar dacă nu sunteți religioși, biserica tot merită o vizită, mai ales că o puteți face în mod gratuit și așa puteți vedea atât interiorul acesteia, cât și faimoasa icoană acoperită cu pietre semiprețioase. Mai mult, trebuie să aveți o ținută adecvată. Femeile trebuie să poarte fustă, iar băieții trebuie să poarte pantaloni lungi. În acest videoclip veți avea ocazia de a vedea plaje de pe toată insula, însă astăzi vom începe cu cele de pe zona sudică, asta pentru că vântul este ceva mai puternic decât ne-am așteptat, iar prima dintre ele este plaja Agios Marcos, care este specială prin faptul că într-una din perspectivele sale vei vedea o biserică cicladă, pe lângă care poți coborâ o mulțime de trepte ajungând pe plajă propriu-zis, care deși este una cu pietre neamenajată, apa este de o culoare deosebită. Totuși există un lucru care nu ne place aici și anume că sunt căderi de pietre, motiv pentru care nu vom sta aici, vom merge către o altă plajă.
Aparent mai există și dezavantaje atunci când mergi pe insule mai necunoscute, mai secrete, despre care nu ai multe informații de pe internet. Și haideți să vă spun erori pe care le-am făcut până aici. Am vrut să mergem la plaja Apiganian. Pe Google Maps arăta drumul ok, la fel și pe Waze. Însă se pare că bucata de drum pe care se ajungea acolo cu mașina este un teren privat acum, astfel încât trebuie să lași mașina undeva destul de sus și să mergi vreo 15-20 de minute pe jos. Noi nu avem neapărat timp de asta, așa că am mers la plaja vecină Agios Romanos, care era și ea pe lista noastră de altfel. Este o plajă parțial amenajată pentru că există șezlonguri cu un beach bar de unde vă puteți cumpăra chestii, dar există și o fâșie destul de lungă unde puteți să stați la prosop. Ce îmi place foarte mult aici este că sunt și niște copaci unde vă puteți adăposti la umbră dacă soarele este prea puternic, iar apa este albastră, limpede. Este exact așa cum ți-o imaginezi că ar fi în Grecia, cum o găsești și în Mykonos de altfel. Am făcut și testul apei și pot spune că e surprinzător de plăcută. Unii ar putea să o considere rece, însă pentru mine a fost potrivită. Inițial mi-am luat papucii de apă pentru că am crezut că vor fi pietre și stânci, însă sunt doar primii 2 metri așa, în rest este nisip. Mi-am luat și masca de snorkeling, am văzut câțiva peșteșori, iar încă o parte foarte faină pentru cei cărora le este frică de adâncim este că nivelul apei este cam până la piept pentru o distanță foarte mare, așadar puteți merge și în larg. Valuri nu sunt prea puternice pentru că suntem într-un golf. Iar în timp ce făceam eu testul apei, Bianca s-a informat despre prețurile de aici de la Beach Bar. Am aflat că un ansamblu de șezlonguri cu umbreluță este 25 de euro, iar dacă vrei puf suplimentar mai plătești încă 5 euro. Prețurile la bar sunt cam 3 euro pentru cafea și 9 euro pentru o salată grecească, deci sunt undeva medii spre mari. Și ca un bonus, în depărtare se poate vedea și insula vecină Siros, care am înțeles că ar fi un fel de capital la Cicladelor, un fel de insulă guvernatoare al acestui arhipelag. A doua chestie a fost plaja, a treia chestie trebuie să fie mâncarea. Iar Tinos se mândrește cu foarte multe preparate locale și o bucătărie ceva mai inedită. De aceea, după o zi atât de lungă și pe alocuri obositoare, am ales să oprim la o tavernă clasică grecească, care în mod normal ar avea și o priveliște faină spre mare. E noapte, nu vrem noi prea multe chestii, însă ne-am luat foarte multe bunătățuri. Prețurile pentru un fel principal sunt cam 10-13 euro aici, însă noi am ales să ne luăm mai multe aperitive ca să putem încerca ca mai multe chestii. Un aperitiv costă cam 7 euro, iar ce ne-am luat noi este tzatziki, niște vânătă la cuptor și niște feta în foietaj. Dar ne-am luat și un platou cu produse tradiționale chiar de aici din Tinos. Fermierii din Tinos sunt recunoscuți pentru producția de lactate și de aceea avem aici mai multe brânzeturi. Avem și o șuncă locală care se numește luza, anghinare, care sunt un produs specific de aici și trebuie să ne mai vină și niște chiftele cu roșii și zucchini. Nu știu exact dacă sunt ca cele din Santorini, însă suntem înnebuniți după alea. Haideți să le încercăm. Voi începe cu o anghinară. Bună, e acrișoară, s-ar putea să-ți placă chiar și ție. Hai să încercăm și brânzeturile. Voi începe cu asta, care pare a fi ceva mai maturat așa mai mult timp. E sărată și seamănă cu parmezanul, dar puțin mai gumos, așa mai elastic. Asta pare a fi un fel de brânză de burduf. Telea mea e așa mai fărâmicioasă. E sărată, seamănă cu brânza de burduf asta. Mai avem tot ceva în stilul ăsta, numai că are o culoare mai albă și mai cremoasă. Nu, asta seamănă cu brânza de burduf, că e mai sărată. Cealaltă e așa mai dulceagă, dar se aseamănă între ele astea. Asta ultima, care e foarte fărămâncioasă, mai cremoasă, e clar brânză de burduf. Foarte bună. Și ultima chestie ar fi luza, care este un fel de pastramă din carne de porc, care este lăsată în sare vreo 2-3 zile și apoi în vin roșu. Hai să vedem și ce gust are. Vai ce bun e. Se arată la început, aia are o aromă așa fructată, cred, vine de la vin. Ca textură e destul de groasă, dar chiar foarte aromată și cred că merge bine asociată cu fructe asta.
A fost o misiune grea, dar am reușit să terminăm toate aceste farfurii. Cred că ne-am luat cam multă mâncare, însă nu regretăm nimic. Mai ales că ne-a plăcut cam tot ceea ce am avut aici. Mie mi-a plăcut în special vânăta coaptă. Bianca, cred că cel mai mult i-a plăcut feta în foietaj. Însă a fost și o chestie care nu prea mi-a plăcut și aceea ar fi chifteaua cu roșie. Probabil pentru că mă așteptam să fie ca cea din Santorini, iar asta avea ardei, iar mie nu-mi plac deloc ardei. Și bineînțeles, pentru că suntem în Grecia, la taverne mai primești și chestii din partea casei, cum am primit acum niște înghețate, care inițial am zis că nu mai intră. Ne gândeam dacă să ne luăm desert și am zis că clar, suntem full, dar dacă tot a venit din partea casei, haideți, o să mai facem loc în stomac. Locul se numește Maistrali, se află fix lângă plaja Agios Marcos, iar pe toate chestiile astea vom lăsa 52 de euro, în care mai este inclus și frâșul meu de portocale plus o sticlă de apă. Și acum că pot să vă spun bună dimineața la Cafeluță în mod oficial, continuăm explorarea de plaje. Așa că începem această zi cu plaja Agios Ioannis, pe care, sincer să vă zic, nu o aveam notată, nu o găsisem nicăieri menționată, dar din cauza vântului care ne-a luat prin surprindere dimineața, a trebuit să reconfigurăm traseul și nu regretăm asta. Plaja aceasta este destul de faină, ei, și are un singur minus cu care aș vrea să încep, și anume algele, care sunt aduse de vânturile care bat din zona estică și vestică, din ce am citit, însă sunt doar la mal, nu știu dacă ocupă un metru din intrarea în apă. Dar tot aici mai ai două beach baruri, cel din spatele meu, unde e vorba între noi, e cam scump, setul de șezlonguri costă 25 de euro. În ceea ce privește prețurile la acest bar, noi am ales să ne luăm doar cafeluța de la ei și am dat 4,5 euro pe un Freddo. Și am mai văzut că undeva la 9 euro este o salată, au și opțiuni de mic dejun, adică ar putea fi o opțiune destul de bună de a sta toată ziua aici. Mai este unul în capătul celălalt a plajei, unde, din ce am citit în recenzii, pentru că acum nu este deschis, setul de șezlonguri costă 10 euro. Asta da concurență, nu? În fine, trecând peste, plaja aceasta este în general ferită de vânt, pentru că se află într-un golfuleț destul de mare și este cu nisip. Nouă ni se pare o plajă chiar drăguță și bonus, cea mai tare parte de aici este că vezi Mykonos direct. Mai trebuie să vă zic despre drum. Nu este unul dificil. Din ce am văzut, este o stație de autobuz chiar la intrarea pe drumul acesta de la plajă, care se strică ușor, dar n-ai de parcurs nici 200 de metri pentru că va trebui să lași mașina și după aia să sari direct în apă. Atâta bălăceală, a venit timpul să luăm și masa. O să vorbesc așa și sper să nu vă supărați pe mine, pentru că bate vântul foarte tare și trebuie să țin paravan la microfon ca să ne auzim. Numele restaurantului îl veți găsi într-un colț al ecranului și asta pentru că nu am nici cea mai vagă idee cum se citește în greacă. Am zis tot așa să încercăm câteva preparate cu specific. Am început cu niște plăcinte făcute la cuptor cu brânză locală. Mai avem o jumătate de salată grecească, pentru că nu ne-am putut abține să nu o gustăm. Și o omletă făcută cu ceva cărnăciori locali, cu cartofi și brânză locală. Toate delicioșeniile astea nu o să ne ajungă mai mult de 30 de euro, la care se mai adaugă o bere fără alcool și o mini carafă de 250 de vin. Hai să vedem cum e omleta, că sunt tare curioasă. E foarte bună. Nu știu de ce cârnăciorul ăsta are gust ușor de vin alb. Cârnatul chiar are un gust interesant. Nu de vin, de ceva condiment, nu știu, cuișoare, ceva aromat, poate anasun, dar nu prea e anasun. Bravo. Și în rest, e un echilibru foarte fain, dar am mai mâncat, n-am să vă mint, am mai mâncat cartofi cu omletă, plus că și noi avem un preparat din ăsta cu cartofi și ouă, ochiuri, cu telea mea. E o combinație bună, vă recomand să o încercați, o să simțiți puțin și din gustul de acasă. Iar pe lângă mâncarea excelent de bună, ai un peisaj absolut uimitor aici, pentru că avem o terasă la capătul căreia putem vedea așa Mykonos, insulele din jurul Mykonos, chiar și Paros, care se află la o distanță destul de mare, îi se vede efectiv creasta muntelui în zare.
Taverna la care tocmai am mâncat ne-a dus de altfel și în zona muntoasă, care pot spune că este mult mai expusă la vânt și aici se și resimte mult mai tare. Am simțit-o chiar pe pielea noastră în momentul în care ne opream să admirăm puțin insulele vecine de pe aici, pentru că următoarea noastră oprire este Diocora, unul dintre cele mai autentice și frumoase sate din Tinos, care are această arhitectură specifică cicladică pe care de obicei o vedem în Mykonos sau Santorini, dar uitați că se află și în alte părți. Aviz domnișoarelor care vor să-și pună poze pe Instagram. Satul, ca multe altele din această zonă, este construit sub formă de amfiteatru pe pantele muntelui Exoburgo, astfel încât ne oferă niște priveliști minunate asupra părții sudice a insulei. Diocora se mândrește cu o piață pietruită impresionantă, cu platani, case albe cu ferestre colorate și fântâni, iar această piață este de altfel și cea mai mare din Ciclade. Dar și cu priveliștile uimitoare, în primul rând către orașul Tinos, care e aici aproape, dar și către insulele Ciclade învecinate. Deși mulți spun că ești norocos dacă prinzi o zi senină în care vezi până la Naxos, noi suntem extra norocoși pentru că am reușit să vedem chiar și Serifos și Stifnos, care sunt la o distanță mult mai mare. O fi Tinos frumos, dar infrastructura nu este cea mai dezvoltată, așadar ca să te deplasezi pe insulă ai nevoie de o mașină închiriată. Așa că asta am făcut și noi și am luat un Fiat Panda de la Vidarles Rental, care este una dintre cele mai mari firme de închirieri de pe insulă. Dar cel mai important este că ai o gamă variată de mașini din care să alegi, iar prețul vă dați seama că variază. Dacă iei un SUV vei da mai mulți bani. Și de asemenea veți găsi și mai multe locații ale acestei firme de închirieri. Este una în port, mai există una la 5 minute de port. Veți avea mai multe locuri de unde puteți să preluați mașina și nu trebuie să mergeți mult în momentul în care ajungeți pe insulă. Pentru astfel de mașină dai undeva la 30-40 de euro în funcție și de câte zile o vei rezerva. De asemenea, ei au fost foarte amabili. Ce mi-a plăcut foarte mult în momentul în care am ajuns este că era o plăcuță cu numele meu pe mașină. M-am simțit așa, știți, ca la un hotel din acela unde așteaptă camera și scrie numele tău pe ea. În fine, ne-au explicat zonele în care putem merge, ne-au arătat pe o hartă cam pe ce drumuri putem să mergem și de asemenea ne-au dat și câteva recomandări de locuri pe care să le vizităm. Procesul de rezervare a fost foarte simplu. Înainte de a închiria mașina, am intrat la ei pe website și am putut să facem totul acolo. De asemenea, ni s-a afișat și prețul final, care acela a fost fără costuri adăugate, să ni se spună că trebuie să adăugăm o asigurare obligatorie. M-am mai întâlnit în alte părți, de exemplu în Italia. Nu, aici, dacă vrei asigurarea basic, poți rămâne cu aceea. Iar în momentul în care ajungi la birou, tot ce trebuie să faci este să semnezi contractul de închiriere, le dai permisul de conducere, ei îți completează datele și tu nu mai trebuie să faci nimic. În cazul în care vreți să vă închiriați și voi de la ei, v-am lăsat website-ul lor în descriere. Așa cum v-am promis la începutul videoclipului, vă vom arăta plaje de pe toată insula, chiar dacă nu sunt tocmai cele mai potrivite pentru o baie, așa cum este Livada, unde ne aflăm acum, ce se află în vestul insulei spre nord, într-un golfuleț cu un peisaj uimitor, dar care, din păcate, este afectată puternic de curenții de aer, deși vântul nu se simte foarte tare, valurile sunt destul de mari, astfel încât este o plajă preferată de surfer mai mult. În schimb, dacă vrei să vii să stai la soare, este un loc
loc destul de potrivit, însă ar trebui să ai în vedere că este cu pietre, iar drumul nu este tocmai accesibil, deși nu ridică niciun fel de dificultate atât timp cât mergi încet. Sunt destul de multe gropi și pietre la care trebuie să ai grijă pe parcurs. Dacă mergi cu o mașină ca a noastră, care să fie ușor înaltă, nu ar trebui să ai niciun fel de problemă. De asemenea, după cum probabil ați și intuit, nu este amenajată deloc, așadar nu veți găsi cabine de schimb, dușuri sau un beach bar. În schimb, veți găsi o tavernă undeva deasupra plajei, unde puteți mânca ceva după ce stați la soare. După plaja aceea minunată, am decis să facem o oprire câteva kilometri mai târziu și în Palatados, care este unul dintre cele mai vechi sate de pe insulă, datând de undeva din 1400. Astăzi, locuitorii fiind cunoscuți pentru pasiunea pe care o au pentru vin și pentru rachii. Au o pasiune atât de mare pentru rachii, încât în septembrie au un festival în care celebrează acest lucru. Dar, în trecut, ei mai erau cunoscuți și pentru alte meșteșuguri, fie că vorbim de tăbăcărie sau de prelucrarea mătăsii, iar o parte din vechile ateliere pot fi văzute și astăzi într-o zonă abandonată a satului. Rachiul grecesc este de fapt rachiul nostru, numai că ei îl fac din struguri în loc de prune, așa cum se obișnuiește la noi. Și acum am o întrebare totuși. Dacă ei au un festival pentru rachiu, trebuie să avem și noi undeva într-un sat. Așa că lăsați-ne în comentarii, pentru că am vrea și noi să vedem cam cum arată un sat în România unde se celebrează rachiul. În centrul orașului se află Biserica Sfânta Treime sau Sfântul Ioan, construită în 1901 și care este probabil una dintre cele mai impunătoare de pe insulă, cu o cupolă albastră mare de 18 metri, cât și foarte multe decoruri deosebit de frumoase. Am mai mers puțin și ghiciți ce? Am ajuns la un nou sat, care se numește Volax sau Volacas și care nu se remarcă ca celelalte prin arhitectura caselor, ci mai degrabă prin peisajul din jur, alcătuit dintr-o multitudine de roși de granit, rotunde de toate formele și dimensiunile. Cu câteva secole în urmă, oamenii credeau că aceste roci au venit dintr-o ploaie de meteoriți. Însă, de fapt, ele au apărut în urma unui fenomen geologic rar întâlnit, care în urma unei erupții vulcanice a format astfel de pietre. Conform mitologiei grecești, aici a avut loc bătălia dintre zei și titani, iar titanii au folosit pietrele pe post de arme. Iar acum să-mi spuneți voi, ce pare mai credibil, bătălia dintre zei și titani sau ploaia de meteoriți? Un alt lucru care îmi place foarte mult la Tinos este că vei găsi multe cazări faine la prețuri accesibile, cum este cea pe care am rezervat-o noi, care se numește Orionides, se află la 20 de minute de mers pe jos de orașul principal, astfel încât dacă avem nevoie de ceva și nu vrem neapărat să ne deplasăm cu mașina, ajungem foarte ușor. Cu mașina, apropo, facem vreo 2-3 minute și există o parcare în port. Am dat aici undeva la 1200-1300 de lei 3 nopți și are cam toate facilitățile de care avea nevoie, un pat confortabil, baie utilată, avem fier de călcat pe care l-am cerut de la gazdă. Gazda, apropo, este foarte prietenoasă și a venit aici să ne facă un tur al camerei. Dar probabil partea care îmi place cel mai mult este acest balcon, de unde avem priveliște direct către mare și către orașul Tinos. Vila în care sunt apartamentele, de altfel, este într-o zonă destul de izolată, pe o stâncă, așadar nu avem nicio clădire lângă noi care să ne deranjeze, să avem vecini, să zicem că este gălăgie pe aici, așadar este o locație perfectă pentru un sejur fain. De asemenea, am văzut și alte opțiuni în zone și mai izolate, aproape de plajă, însă s-ar putea ca acolo să fie mai greu să ajungi, deoarece sunt drumurile neasfaltate și pe lângă asta, dacă vrei să mergi până în oraș, s-ar putea să faci undeva la 20 de minute cu mașina.
Totuși, există pe insula asta și o problemă de care am sperat să scăpăm, sincer să fiu, dar nu prea ne-a ieșit. Și acea problemă se numește vântul. Gen, se zice că Mykonos este insula vânturilor, dar nu știu cum e acolo, dar aici e ceva din nedescris. Deși ar trebui să fie așa de puternic doar din septembrie, parcă până în martie, sau din octombrie până în martie, ceva gen, în fine, extra sezon. Am avut norocul care ne lovește pe noi de obicei și am prins două zile din astea. Doamne, ferește, nu poți să stai în picioare, efectiv te mută cu totul. Ceva ține de scris, rău. Motivul pentru care vântul bate atât de tare, atât în Tinos cât și în Mykonos, este că ne aflăm fix în punctul unde se întâlnesc doi curenți majori de aer, astfel încât viteza vântului poate ajunge și până la 80 de km pe oră în lunile care este mai puternic. Astăzi, când s-a dat o alertă, poate ajunge cam până pe la 60 și ceva de kilometri la oră, însă în zilele normale, când vântul bate cu viteză normală, are maxim 30 de km la oră și am avut noroc de o astfel de zi ieri, însă există activități pe care să le faci și în timp ce este mai puternic. Printre acestea, clar nu se numără mersul la plajă, oricât de mult am vrut să încercăm noi să vânăm plajele care sunt cele mai ferite de vânt. Am fost la 4 în această dimineață și nici măcar în Agios Romanos, care se zice că este chiar cea mai ferită plajă de vânturile de aici din Tinos, nu am reușit să ne bucurăm. Deși apa nu era agitată, nu erau valuri, am fost un plus de nisip și nu am putut să stăm mai mult de 30 de minute, astfel încât ne-am reîntors la sate, mai precis în Cardiani, construit la umbra platanilor și a măslinilor, aflat la poalele muntelui Pateles și probabil unul dintre cele mai verzi și pitorești sate de pe Tinos. Acest sat minunat are străduțe pitorești pavate cu piatră, case tradiționale vopsite în alb, cu ferestre și uși colorate și balcoane pline cu flori, care te duc imediat cu gândul la Santorini. Probabil singura diferență este că aici nu vei fi asaltat de mulțimile de turiști, pentru că în afară de noi doi, să zicem că am mai văzut maxim 10 alți turiști. Deoarece este construit de-a lungul unor stânci, va trebui să urci mai multe trepte, însă tot efortul va fi răsplătit cu priveliș către Marea Egee. Pe măsură ce te plimbi prin sat, caută și analizează pozele alb-negru, pentru că acestea ilustrează viața localnicilor de aici. Atunci când te plimbi prin Tinos, probabil vei observa aceste construcții neobișnuite. Și vei fi surprins să afli că ele sunt adăposturi pentru porumbei. Și asta pentru că în timpul venețienilor și a turcilor, ele reprezentau un simbol al bogăției. De aceea fiecare familie înstărită, care voia să se afirme pe plan social, construia un astfel de adăpost pentru porumbei și îl decora cu tot felul de ornamente ca să arate câtă avere au. Deși în prezent nu se mai află la fel de mulți porumbei pe insulă, adăposturile au rămas, iar acestea pot fi observate cam peste tot pe unde mergi, însă cele mai multe și bine conservate se află în jurul sadului Tarabados. Un alt lucru pentru care este renumit Tinos este sculptura în marmură, iar casa acesteia se află în Pirgos, unul dintre cele mai mari sate de pe insulă, înfrumusețat de sculptura în marmură pe case, pe biserici, în cimitire și pe fântâni. Merită menționat și faptul că Pirgos este locul de naștere al mai multor sculptori importanți greci, printre care și Ioannis Halepas, a cărei casă poate fi vizitată astăzi pentru a vedea mai multe dintre lucrările sale, dar mai mult decât atât există și o școală de sculptură recunoscută internațional, iar multe dintre atelierele pe care le găsiți astăzi le puteți vizita să vedeți exact procesul de prelucrare. La pachet cu Pirgos vine și Panormos, care, deși se află la 5 km distanță, uneori este asociat ca fiind același sat cu Pirgos, mai ales atunci când cauți pe Google Maps și se pune direct pe Pirgos locația. Acesta este un mic sat pescăresc, construit în jurul unui port cu multe bărcuțe și priveliști minunate, care mie unul îmi aduce puțin aminte de Milos.
Portul acesta a jucat un rol esențial de-a lungul timpului. În anii 60, pe la începutul acestora, era un element cheie în transportul maritim și în comerț, mai exact pentru a se exporta marmură din Exomeria și pentru a se importa bunuri importante precum grâu, care alimenta morile de pe insulă. În timpul celui de-al doilea război mondial, portul a funcționat ca centru de informare pentru aliați și, deși majoritatea bărcilor care au fost acostate în timpul bombardamentelor au fost distruse, 3 ani mai târziu a fost primul loc din Ciclade care a fost eliberat. În depărtare putem observa și insulița Planet, în vârful căreia se află un far dărăpânat care a funcționat pentru prima dată în 1886, iar acum este monument istoric și care avertizează marinarii de reciful care se află sub el. N-am mai plecat de aici din port, asta pentru că am fost la plaja Agia Thalassa, care se află undeva la vreo 2 km de acest port. Se poate ajunge atât pe jos cât și cu mașina. Cu mașina este un drum mai greu accesibil, este cu pietre, însă am văzut pe cineva cu numere de matriculare din București, așa că dacă ei au putut să meargă până acolo, cu siguranță poți și tu cu o mașină închiriată. După care, probabil ați observat că nu am tras nicio voce și dacă menționăm abia acum de această plajă, e bine să știți că se întâmplă pentru că am avut un mic incident, și anume am pierdut stația de la Lavalieră. Așa că ultimele 2 ore le-am petrecut căutând stația, care, ce să vezi, era pe un drum greșit pe care am mers inițial spre plajă, undeva între niște pietre, stătea bine mersi acolo. În fine, după toată căutarea asta trebuia să ne răsplătim cumva, așa că am venit la Tama, în acest port, unde ne-am luat mai multe specialități. Eu abia așteptam să mănânc niște pește, niște fructe de mare, așa că mi-am luat salată cu caracatiță proaspătă, nu congelată, și cartofi, niște bruschete cu crab, castraveți și lime. Ne-am mai luat un sos cu feta și ardei iuți, iar Bianca și-a luat niște musacare interpretată, care este în rulouri cu vânătă. Totul arată foarte bine. Salata mea costă 12 euro, musacaua 11 euro. Totalul cred că o să fie undeva la vreo 30 și ceva de euro, 40. Și am primit și din partea casei niște arancini pe care chiar ne gândeam să ne luăm, dar am zis că poate e prea multă mâncare, așa că o să încercăm până la urmă. Așadar, am ajuns la finalul sejurului nostru în Tinos și trebuie să răspundem la întrebare. Este Tinos o destinație care nu merită sau un hidden gem? E bine, depinde. Dacă nu ai neapărat o problemă cu vântul, care s-ar putea să strice o parte din zilele de plajă, atunci este într-adevăr un hidden gem, pentru că atmosfera din satele cu arhitectură cicladică este de nedescris. Este exact ceea ce visează oamenii sau ceea ce găsești pe Instagram în momentul în care vezi Santorini sau Mykonos, numai că aici chiar poți să te bucuri de aceste locații pentru că nu sunt foarte mulți turiști și de asemenea sunt la fel de frumoase, din potriva aș zice că sunt chiar mai curate în unele cazuri, pentru că dacă nu sunt turiștii care să facă mizerie și locurile se păstrează mult mai bine. Pe lângă asta, plajele arată foarte frumos, nu sunt ele cele mai spectaculoase, adică am văzut și mai frumoase în Grecia, însă sunt într-adevăr niște locații unde poți să te bucuri de Marea Egee, de apa cristalină și albastră. Așadar, pentru noi, Tinos cred că este un hidden gem și credem că ar trebui să-i acorzi și tu o șansă. Și până data viitoare, nu uita să dai un like acestui videoclip, să dai subscribe și să apeși pe clopoțelul de notificări ca să fii primul care vede următoarele noastre videoclipuri. Dă un share cu prietenii și ne vedem data viitoare. Pe curând! Pa!